Inspectoratul Școlar Județean nu a mai pus în centrul educației elevul, a pus în centrul educației să taie cât mai multe clase și să tragă în jos liceele care au avut performanțe. Anul trecut, câte clase ați avut? 4 clase. Cele 4 clase au fost completate cu numărul maxim de elevi, adică 28 de elevi la clasă. Deși în lege spune foarte clar că există și un număr minim, clasele au fost completate cu numărul maxim. Am avut o promovabilitate la bacalaureat de 67%, repede, 67%. A trebuit făcută o comparație dacă vrem să avem competiție, dacă vrem să avem rezultate. Suntem unul dintre liceele care tragem în sus procentul la bacalaureat în acest județ. Din păcate, acest lucru a fost egal cu zero pentru Inspectoratul Școlar Județean și pentru doamna Inspector Școlar Județean, Iuliana Stancu. Ați stat de vorbă cu Inspectorul General al ISJ Telorman mai bine de o oră. Care a fost răspunsul Inspectoratului? Doamna Inspector Școlar General nu dă niște răspunsuri clare, este evident acest lucru, se învârte după coadă, ba chiar nici nu respectă cel puțin o declarație a ministrului, care a spus foarte clar că a scăzut numărul de elevi la clasă, nu numărul de clase. Dar doamna Inspector General nu poate să dea un răspuns foarte clar, nu a răspuns aproape la nicio întrebare pusă de colegii mei care au fost în delegație, inclusiv a liderului de sindicat. Da, și va fi o pierdere de clasă de profil uman, ceea ce pentru unii dintre copii ar putea fi dezavantajos, care și-ar fi dorit profil uman și vor avea mai puține locuri. Noi am avut cazuri de elevi care au venit cu note destul de mici, chiar sub 6, sub 5, și care au reușit să promoveze acest examen în ultimii ani. Nu cred că ar fi avut aceleași șanse dacă ar fi fost la profilul real, unde sunt discipline mai complexe pentru copii de nivel mediu, adică acolo probabilitatea e în general mai scăzută. Și tocmai de asta considerăm că e o pierdere și o problemă pentru anumiți copii faptul că se pierde la noi o clasă de profil uman. Ar fi fost o șansă poate să pentru ei să promoveze un examen mai ușor, să aibă parte de o pregătire mai bună, inclusiv în online. Și să termine cele 12 clase. Da. Și așa cum cred că s-a spus deja înainte, ar fi trebuit probabil să se aștepte rezultatele care să confirme clasa aceasta în plus, adică să nu fie din start retezată. În această situație, ca și lider de sindicat, ce veți face mai departe? Până la urmă, trebuie să rezolvați această situație. Da, sigur că da. Noi am discutat și cu colegii noștri. Probabil că în zilele următoare vom iniția niște acțiuni de protest. De asemenea, avem în vedere să ne adresăm și justiției în contencios pentru contestarea acestei decizii a Inspectoratului Școlar Județean Telorman de a desființa o clasă la Liceul Teoretic Marin Preda. Acum, ca o paranteză, dumnealor spun că nu desființează, dar noi, dacă știm că de zeci de ani avem 4 clase și acum dumnealor ne dau numai 3, face și dumneavoastră calculul. Ce înseamnă? Înseamnă tăiere? Eu zic că da. Și atunci considerăm că dacă dumnealor nu vor reveni asupra deciziei, vom urma toate căile legale pentru a rezolva această problemă. Sperăm să avem și succes. Așa cum l-am întrebat pe domnul director, vă întreb și pe dumneavoastră, luați în calcul greva? Este și această opțiune, dar la momentul acesta nu pot să vă spun, trebuie întâi să discutăm cu colegii, să vedem care este și opinia dumnealor. Deocamdată noi am zis să venim astăzi să vedem ce răspuns obținem din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Telorman. După aceea, evident, ne vom consulta și este posibilă și o astfel de acțiune.